Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom vorbi despre cum putem să ardem un CD sau un DVD sau o imagine ISO pe disc fără să folosim Nero, fără să folosim alte softuri care ne costă bani. Noi românii suntem și așa săraci, nu mai avem bani să dăm pe softuri. Dacă ar fi să plătim softurile, ar trebui să dăm mii de euro sau, mă rog, mii de dolari. Așa că o să încercăm să folosim o soluție gratuită, foarte bună. O să vedeți despre ce vorbesc. Haideți să deschidem browserul, să mergem să downloadăm împreună. Scrieți pe Google Image Burn. Dăm căutare. Primul rezultat este site-ul oficial Image Burn. Pe aici o să mergem la rubrica de download și ne alegem o locație de unde downloadăm. Hai să o alegem pe prima. Bineînțeles, ne se deschide o mare fereastră. Și aici avem opțiunea de download. Dăm download. După cum vedeți, softul este destul de mic. În caz că nu să uitați același dialog care vi l-am arătat de fiecare dată, aici se deschide o bară, îi dați click dreapta pe ea, download file, îi dăm save, îl salvăm să zicem pe desktop. Image Burn este un soft foarte bun, un soft foarte ușor de folosit. Haideți să închidem browserul, să-i dăm run. Run. Este o instalare absolut normală. Nu trebuie să facem mari setări în cursul instalării. Aici ne întreabă dacă vrem să verificăm după update-uri, dacă vreți îi dați, dacă nu, nu, eu o să-i dau nu. Și acum pornește aplicația. Aplicația arată exact așa. Jos avem și un log. Logul înseamnă un fișier, cum să zic eu, practic comunică cu voi tot timpul, vă spune exact ce face aplicația în timpul ăla. Vedeți aici, aplicația a pornit, analizează sistemul de operare, analizează memoria, mă rog, mă rog, mă rog, a căutat aici searching for devices, a căutat DVD writer-ul, l-a găsit. Deci, în regulă, cunoaște tot despre calculatorul nostru. Și aici avem o interfață foarte, foarte, foarte simplă. Ca să ardeți o imagine pe disc, o să mă duc eu acum să caut o imagine pe un calculator pe aici. Să vedem ce imagine găsim. O să caut imagine ISO, bineînțeles. Căutăm o imagine ca să vă fac o demonstrație. Imagine, imagine, imagine. Ia să vedem. Am cam multe și eu pe aici. Până o găsesc. Hai că am găsit ceva. Hai să luăm un Ubuntu. Îl punem aici. Deci, Ubuntu îl avem aici pe desktop acum. L-am pus pe desktop să-l vedeți și voi. Voi puteți să lăsați acolo unde l-aveți. Dacă vrem să ardem o imagine, vedeți aici Write Image File to Disk. Hai să vă explic și celelalte opțiuni. Aici Create Image File from Disk. Dacă vrem să creăm o imagine după disk, putem să facem asta și cu Power ISO și cu Magic ISO, dar putem să facem și cu Image Burn. Aici să verificăm un disc, aici să scriem dosare pe un disc, diferite dosare, aici să creăm o imagine dintr-o multitudine de dosare aflate într-un folder, o imagine ISO, aici recovery, să recuperăm ceva după o imagine, sau mă rog, după un disc mai deteriorat.
Are destul de multe opțiuni pentru un soft atât de mic. Acum îi dăm write image file to disk. Aici avem o interfață tot așa destul de simpluță. O să vă explic despre ce e vorba. Aici sursa. La sursă trebuie să fie specificată imaginea care vrem să o ardem pe disc. Hai să o căutăm. Este pe desktop. Ubuntu. Am selectat imaginea. Deja a început să ne scrie câte ceva despre ea, detalii. Aici avem destinația. Destinația, bineînțeles, că o să alegem DVD writer-ul nostru, care este în cazul ăsta. Hai să vă arăt și computerul, să vedeți cum arată. Mulți dintre voi știu asta, dar alții poate nu știu și de asta vă arăt. Uitați, DVD writer-ul meu în cazul ăsta aici este F. Vedeți că aici este tot F. Ăsta este DVD writer-ul. Ăsta de aici este virtualul, este Daemon Tools-ul. Deci alegem drive-ul F, exact cum este și aici. Dacă e selectat altul, dacă aveți mai multe drive-uri, o să fie probabil F, G, M sau altă literă. Alegeți pe care îl doriți. Ca să vă convingeți, întâi îl testați, băgați un CD-ul sau uitați pur și simplu click dreapta pe el aici în My Computer. Da, să vă arăt. Îi dați așa click dreapta și comanda eject, să vedeți care este. E destul de simplu de configurat. Aici test mod, dacă vreți să testați doar ce vreți voi să faceți. Aici să verifice. Ce să mai verifice? Eu zic să debifați, că oricum îl arde și nu mai putem să mai facem nimic. Acum de aici selectăm viteza. Auto. Eu vă sfătuiesc să folosiți o viteză mai mică. Alegeți ce viteză vreți voi. La DVD-uri, în general, 4, cu toate că sunt puse viteze mai mici aici, dar nu o să meargă. Asta este viteza. Și aici, butonul ăsta este butonul de burn, de run sau de selectarea setărilor. Haideți să selectăm setările pe care i le-am dat. Automatic write speed. Dacă vrem să-i selectăm viteza, o să-i punem viteza de 4 de acum încolo să o aibă. Asta este viteza. Aici copy, o singură copie. Și trebuie doar să mai băgăm un DVD în unitate ca să îl ardem. Stați un pic să pun un DVD aici, să vă arăt. După cum vedeți, în momentul ăsta opțiunea de aici este stinsă. Eu am fost puțin nepregătit, nu mai am DVD-uri goale, dar o să, normal aici este opțiunea care trebuie să-i o dați voi ca să arde CD-ul. Hai să vedem dacă bag DVD-ul, dacă se aprinde. Vedeți acum procesează discul. Așteptăm un pic să-l proceseze, probabil o să-mi dea o eroare, o să-mi zică că nu e gata sau ceva de genul ăsta. Așa, deja îmi zice că are ceva pe el. Și de aia nu se aprinde. În mod normal, când băgați un CD-ul gol, vi se aprinde chestia asta de aici, deci puteți să apăsați pe ea. Eu în momentul ăsta nu pot să apăs, că nu mai am CD-uri goale sau DVD-uri. Și mai este o chestie, ăsta care l-am băgat eu e un DVD, trebuia băgat un CD în unitate. Nu asta e problema, ați înțeles despre ce este vorba. Deci trebuie doar să băgați CD-ul și să apăsați pe butonul ăsta după ce ați fixat viteza și numărul de copii care doriți să-l faceți. Haideți să ies un pic din chestia asta să vă arăt alte... Deci așa arată shortcut-ul. Hai să-l pun aici mai sus un pic. Haideți să mai intru în el să vă mai arăt și alte opțiuni. Aici create image file from disk. Dacă îi dăm pe ea, o să ne analizeze discul și vedeți, aici e aprinsă pentru că deja am un DVD cu conținut înăuntru. Și dacă apăs pe el, o să-mi creeze o imagine. După cum vedeți, o să-mi o creeze în partiția E. Imaginea o să se numească CD-ROM ISO. Dacă vrem să-i schimbăm numele imaginii, de exemplu, am un sistem de operare pe discul ăsta dinăuntru.
îi dăm numele XP, da? Save, și o să se numească XP ISO în partiția E. Dacă i-aș da acum, el ar face imaginea. Tot așa aici avem opțiunile. Cum vrem să-i fixăm noi viteza aici. Viteza cu care citește și viteza cu care scrie imaginea virtuală. Haideți să vă mai arăt și altceva. Pornim din nou. Este foarte ușor pentru sistem, mănâncă foarte puține resurse. Aici este o opțiune de verificare a discului. Dacă vrem să-l verificăm, acum el îl analizează, l-a analizat. Și aici dacă îi dăm pe butonul ăsta aici, el începe să verifice discul. Nu este cazul nostru. Haideți să vă mai arăt și altceva. Aici, write files folder to disk. Nu mai intru în amănunte. De aici puteți să ardeți anumite dosare, diferite dosare, puteți să fie poze cu filme, cu muzică amestecate, cum vreți voi să le faceți. Dacă vreți să ardeți un film direct pe un disc, de exemplu aveți un film de 700 de mega, pur și simplu puneți filmul direct, nu în folder, deci să nu fie în folder, filmul direct cu subtitrarea lângă el, o ardeți pe aia direct. Nu folderul care sunt, deci pe ele direct pe disc. Când deschizi discul, să le vadă DVD-ul direct pe el, la care vă uitați. Poate aveți un DVD separat de calculator. Aici create image file, image from files și folders, ca să creeze o imagine ISO după dosare. În cazul ăsta am creat o imagine ISO după un disc deja existent. Aici îmi creează o imagine după dosare, după dosarele care le aveți voi pe un calculator. Să zicem că aveți, nu știu, două filme, trei melodii, două documente Word, nu știu câte PDF-uri și niște poze nu știu de care. Puteți să le faceți pe toate, o singură imagine să fie. Aici recovery, hai să vedem ce e și cu recovery ăsta. Probabil că mi recuperează după un... nu probabil, mai mult ca sigur, îmi recuperează după un disc sau de undeva niște chestii care mi le arde direct pe disc sau mi le arde direct într-o imagine ISO, nu știu acum, stați un pic să vedem, nu, cred că mi recuperează ceva din hard și le arde direct pe disc. Ia să vedem ce e aici. Mă rog, mai aveți voi de un pic să vă uitați pe la opțiunile astea. Eu personal n-am folosit niciodată opțiunea asta. Programe de recuperare sunt altele care funcționează mai bine, probabil. Nu știu dacă ăsta nu funcționează bine, se poate să fie foarte bun și ăsta. Hai să-l mai pornim o dată. Vedeți, interfața asta a fost. Este destul de simplă. Aici este fișierul log care vă transmite exact ce face aplicația. Astea sunt opțiunile ei. Dacă vreți să mai intrați în opțiuni mai adânc, aveți aici Tools, Settings și aici aveți de setat până îmbătrâniți, cred. Destul de multe. Dacă vedeți el în spate, opțiunile lui sunt foarte generoase, dar au păstrat pe față, pe interfață, o simplitate destul de mare. E la îndemâna oricui să folosească această aplicație. Nu e complicat ca Nero, nu vă prindeți urechile în el. Este foarte simplu. Downloadați un sistem de operare, un XP și vreți să-l ardeți pe disc. Pur și simplu apăsați aici, write image file to disk. Îi indicați exact calea unde e discul de aici. Și aici destinația, adică pe DVD writer-ul nostru. Și aici fixați viteza și dați burn și cu asta basta, ați ars imaginea foarte simplu. Asta a fost cu Image Burn. Sper să folosiți aceste aplicații pentru că sunt gratuite și sunt la fel de bune ca Nero, poate în unele locuri chiar mai bune. Nero este o suită mult prea stufoasă și mult prea greoaie pentru calculatoarele nu slăbuțe, aș zice pentru calculatoarele medii este deja o aplicație foarte stufoasă.
Am întâlnit calculatoare care pornea în eroare și pornea după 20 de secunde din cauza că era sistemul destul de slăbuț și Nero era mult prea stufos. Sper că v-a plăcut acest tutorial, sper să ne mai urmăriți și cu alte tutoriale. Am o rugăminte, dacă ceva nu vă place sau dacă ceva vă place, vă rog să scrieți pe rubrica noastră de comentarii. În felul ăsta o să avem și noi un feedback mai bun din partea voastră, o să știm ce vă place, o să știm ce vreți să urmăriți. Atât cu tutorialul de astăzi, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, la revedere!